Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat acest interviu. Primul subiect despre care aș vrea să discutăm este înzestrarea armatei. Ați spus în luna februarie, într-un interviu pentru colegii de la Europa FM, că vă doriți colaborări cu producători de armament din țări precum Statele Unite, Turcia, Marea Britanie, care să producă în colaborare cu producătorii de armament români. Spuneați atunci că sunteți în discuții. S-a finalizat ceva din aceste discuții? Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Am demarat discuțiile pe care le evocam în luna februarie cu aproape toți producătorii, am cuprins aproape toți producătorii de renume, cu care dorim să implementăm una dintre coordonatele strategice pe linie de înzestrare pe care ne-am propus să o urmăm, anume o parte importantă a achizițiilor se facă de o manieră care generează efecte în economia românească, efecte în industria noastră de apărare. Deci căutăm soluții cu aplicare, cu preluarea în cea mai mare măsură posibilă și convenabilă pentru acești producători a fabricației, a producției în țară. Aceasta e o abordare care trebuie văzută în cuplaj și cu un alt principiu de care încercăm să ne ținem în materia achizițiilor în anul acesta și cei ce vin, anume o abordare un pic mai strategică, un pic mai de termen lung, privilegierea unor acorduri cadru, de pildă, de achiziție pe perioade până la 10 ani, de exemplu. De ce? Pentru că avem o previzibilitate și o credibilitate mai mare în plan bugetar, în condițiile existenței nu numai a acordului politic transpartinic pentru alocarea începând de anul viitor a 2% din PIB pentru sfera apărării și menținerea acesteia pe 10 ani, dar avem și instrumente mai bune de proiecție bugetar-fiscală multianuală și am gândit de această manieră în acest spirit structura bugetului pentru anul în curs și proiecția multianuală, proiecția bugetar-fiscală care se face acum pe următorii 3 ani. Dați-mi un exemplu de astfel de acord pe multianual, ce avem în vedere. Există de pildă o nevoie profundă resimțită de achiziționarea unei game largi de vehicule pentru forțele terestre. Încercăm să dirijăm resursele bugetare pentru achiziții echilibrate între toate cele trei categorii de forțe. La forțele terestre avem acest necesar care trebuie completat și care se pretează foarte bine atât la ideea de abordare contractuală pe termen lung, cât și la ideea de preluare a soluțiilor de fabricație în bună măsură în țară. Vorbim aici de transportoare blindate 8x8, de vehicule 4x4, fie pe roți, fie pe șenile, și de ceea ce se numește tehnic platforme, se numesc tehnic platforme multifuncționale de transport, sunt camioane cu diverse destinații pentru uzul armatei. Aici vorbim de circa 25 de profile diferite. În plus, față de aceasta, tot la nivelul forțelor terestre, avem un proiect de completare a capacităților de comunicații și informatică, deci achiziționare de sisteme moderne, dar și compatibile, evident, între ele, să dezvoltăm acest lucru la nivelul forțelor terestre, pornind de la o soluție tehnică dezvoltată în România și cu producție ulterioară locală, implantată în cea mai mare măsură a posibilului, evident, depinde și de planurile și analizele acestor investitori, unde, cum și cât vor dori să aibă o detașare a producției în România. Feedback-ul din
din mediile de specialitate este că această cerință și așteptarea noastră este nu numai cunoscută de către partenerii care vin la dialog, dar este și integrată în potențialele oferte pe care le pregătesc. Le vom alege, desigur, pe cele mai bune prin prisma acestor parametri. Dați-mi un orizont de timp, de exemplu, pentru achiziția de transportoare blindate, de care spuneați că e nevoie pentru forțele terestre. Când așteptăm lansarea licitației sau o formei de legale de achiziție? Practic, la transportoarele blindate 8x8, orizontul este scurt pentru identificarea unor oferte care se pliază pe aceste cerințe. Dorim ca, la modul ideal, să contractăm acest tip de achiziții, să înceapă investițiile anul acesta și, dacă este posibil, și să finanțăm o primă tranșă de asemenea vehicule anul acesta. Cât ar însemna o primă tranșă? Este destul de greu de estimat. Noi avem niște proiecții pe etape mai lungi în raport de nevoile de înzestrare ale la nivel de batalioane din forțele terestre. Proiecția merge, cum spuneam, până în 2026. Proiecția se verifică în măsura în care reușim și trebuie să reușim să contractăm aceste, să încheiem aceste acorduri cadru încă de din anul 2016. Practic, la nivelul lunii viitoare ar trebui să putem vedea degajându-se niște soluții mai concrete. Deci, ca să înțeleg, va fi vorba de un contract cadru pe un termen mai lung, cu o primă etapă în 2016, posibil, pentru transportoare blindate, care vor fi achiziționate de la o companie străină, probabil, un partener străin, și vor putea fi fabricate în totalitate sau în parte în România. Înțelegeți bine, ar trebui să adaug acest lucru, ar trebui probabil să adaug că există foarte multe combinații posibile și nu aș prejudeca soluțiile la care ne vom opri. Există și posibilitatea, sunt producători de anvergură, există și care au posibilitatea să vină cu oferte poate și mai atractive la toate categoriile de vehicule pe care le-am descris, nu numai la transportoarele blindate 8x8. Sunt câteva companii care fabrică produse din cel puțin două din aceste trei categorii, dacă nu chiar unele care acoperă întreaga gamă de produse. Practic, de aceea ne raportăm la producători de renume mondial, pentru că ei au capabilitățile acestea. În ce privește industria de apărare, există o serie națională, există o serie de posibilități pe diverse secvențe din acest portofoliu de nevoi de înzestrare cu vehicule. Bineînțeles că va depinde foarte mult de opțiunea partenerului selectat asupra modului de realizare a investiției în România și de offset-ului, pentru că vorbim de niște contracte tip offset. Da, da. Forțele navale, a doua categorie de forțe care vor primi înzestrare nouă, ați lansat licitația pentru modernizarea fregatelor, au început să apară ofertele? Este încă prima etapă. Într-adevăr, am lansat în SEAP anunțul de publicare. Ne așteptăm să apară expresii de interes. În această prima etapă se va realiza o anumită selecție. Suntem într-o procedură de licitație restrânsă în care dorim să competiționeze, să concureze acei producători care au forța economico-financiară presupusă de asemenea operațiuni, precum și expertiză în ce privește producerea de sisteme de comandă și control
pentru forțele navale, respectiv de sisteme de integrare a acestora în cadrul conceptului de luptă navală. Deci sunt mai multe precondiții care trebuie îndeplinite, în urma cărora va rezulta în continuare concurențial un număr de companii care în etapa a doua vor putea să viziteze navele, să vadă documentația de atribuire și în final, sigur, oferta cea mai bună va fi reținută conform prevederilor legale, cu o precizare importantă. Condiția majoră impusă din start de să nu plece din porturile românești este ca lucrările de modernizare să se realizeze în România, ceea ce înseamnă posibilități mai mari de antrenare a unor operatori economici de la noi, a unor integratori, să zicem, intermediari, posibil șantiere navale. Și, sigur, rațiunea primă pentru impunerea acestei condiții este o rațiune de securitate, ideea de a păstra în disponibilitate operațională aceste... Când estimați că vor fi gata fregatele modernizate? Va fi o finalizare diferențiată a lucrărilor de modernizare. Dacă memoria mă servește, prima fregată modernizată ar trebui să fie gata în 2018, iar cea a doua în 2020. Pentru forțele navale luați în calcul și alte achiziții, poate un submarin? În ce privește perspectiva pentru forțele navale, aici ar trebui probabil să precizez că un alt principiu pe care îl urmăm este acel al asigurării unui echilibru între continuarea programelor începute și lansarea altora noi. Foarte puține programe de achiziții majore sau strategice în domeniul militar se cuprind înăuntru unui an. Ele se rulează de la an la an ca regulă și, sigur, produsele achiziționate, echipamentele achiziționate intră efectiv în dotare la un interval chiar și mai mare de timp, pentru că nu sunt produse care se găsesc în rafturi. Deci, anul acesta, în domeniul naval, ne gândim la posibilități, la opțiunile pentru achiziționarea unor corvete multifuncționale în perspectiva anilor ce vin. Acest tip de înzestrare este prins în programul Armata României 2027 și probabil în 2016 ne vom concentra pe studierea opțiunilor disponibile a tipului de contract care ne-ar servi cel mai bine și vom degaja niște soluții spre finalul anului. În privința submarinului, trebuie să ne gândim în primul rând la submarinul pe care îl avem, la Delfinul, unde, sigur, nu putem porni cu o cale de acțiune înainte să ne lămurim printr-un studiu pe care îl avem în vedere cu privire la starea sa actuală. Este o capacitate pe care o avem și pe care ar trebui să o revitalizăm. Deci luați în calcul, în urma unui studiu care vă va spune ce se mai poate face cu submarinul și cât costă eventuala repunerea lui în funcțiune și în funcție de acest studiu veți decide dacă armata poate folosi în continuare submarinul acesta sau e necesar un alt submarin? Deocamdată ne gândim la submarinul pe care îl avem în termenii pe care i-ați evocat. Ați anunțat și o nouă achiziție de avioane F-16. Care ar fi calendarul de achiziție pentru ele? Conform etapizării stabilite prin programul avion multirol și pe un plan mai de perspectivă, concepția de realizare a capabilității aeriene, anul acesta, ce ar urma să se întâmple, ar fi
intrarea în dotarea forțelor aeriene române, a primelor aparate F-16, care vor fi aduse în septembrie o parte și altele spre sfârșitul anului. În același timp, 2016 este consacrat pregătirii procedurilor necesare lansării, atribuirii unei achiziții pentru cea de-a doua escadrilă de avioane F-16 în cursul anului viitor. Sunt necesare o serie de proceduri de aprobări interne. Este necesară, în primul rând, identificarea disponibilului de noi aparate de la din dotarea forțelor aliaților noștri, în primul rând, și știm că este un context în care cererea e mare și o escadrilă disponibilă nu este chiar așa de la îndemână. În prezent suntem în așteptarea unor răspunsuri la o scrisoare pe care am trimis-o circular pentru informații despre disponibilul de asemenea aparate, după care sigur sunt o serie de acorduri ce trebuie încheiate, în primul rând, cu SUA, care deține o parte importantă din pachetul informatic, din serviciile necesare operării aparatelor F-16, și apoi acordurile necesare cu acel aliat, cu acel partener care este dispus și are posibilitatea să ofere următoarele aparate pentru forțele noastre aeriene. Deci, în acest domeniu ne uităm la anul 2017, la finalul lui, pentru a putea parcurge toate aceste proceduri. Trecem la al doilea subiect, flota aliată NATO la Marea Neagră. E o idee pe care Ministerul Apărării din România a pus-o pe tapet într-un document oficial la începutul acestui an. Au fost de acord Bulgaria și mai ales Turcia cu această idee. Am văzut că ați avut întâlniri cu omologii bulgar, turc și nu doar una. Presupun că ăsta a fost unul din subiectele principale de discuție. Este o inițiativă în derulare care se referă la componenta maritimă, la dimensiunea maritimă a concepției moderne de apărare pe care o propune Alianța pentru flancul estic, respectiv e vorba de o prezență aliată avansată care să fie rotațională, deci quasi-permanentă, nu neapărat permanentă, cu caracter multinațional și cu posibilitatea de a primi întăririle corespunzătoare în volum suficient și cu gradul de disponibilitate necesar pentru îndeplinirea misiunilor. Această abordare, care cu mare probabilitate va fi consacrată politic și formal la summitul de la Varșovia, se referă la toate spațiile de interes operațional, la terestru, la aerian și la naval. Deci, ceea ce încercăm să punem la punct de aici și până la Varșovia, în plan terestru de pildă, adică o prezență rotațională de nivel brigadă multinațională, încercăm să, care înseamnă în primul rând un cadru robust de exerciții, încercăm să reproducem și în dimensiunea maritimă la Marea Neagră. Nu este vorba de altceva decât de la capabilitățile existente, de la experiența acumulată de-a lungul unui număr considerabil de exerciții în format aliat, care s-au desfășurat în ultima vreme, inclusiv în cadrul măsurilor de asigurare lansate după summitul de la Newport. Este vorba de valorificarea unei experiențe adevărat incipiente de cooperare navală în plan regional. Vă aduceți aminte, desigur, de
de formula Black Sea 4. Uh-huh. Nu este același lucru, dar există antecedente de cooperare. Și, practic, ce avem în vedere este o platformă de exerciții navale care să presupună o rotație continuă și să însemne un continuum de exerciții și, respectiv, o prezență aliată suficient de semnificativă la aceste exerciții la Marea Neagră. Este adevărat, am discutat cum este și firesc parametrii politico-militare unei asemenea platforme, unei asemenea inițiative, în primul rând cu aliații riverani. În principiu, formula va fi deschisă și unor riverani care nu sunt aliați, dar sunt parteneri de pildă, cum ar fi Ucraina. Sau Georgia. Și va fi, desigur, deschisă și unor aliați care nu sunt riverani, dar care sunt prezenți de o manieră persistentă, constantă la Marea Neagră, la exerciții sau vizitare ale porturilor, și mă gândesc în primul rând la Statele Unite. Dar care trebuie să respecte rigorile convenției de la Montreux. Categoric, întreaga inițiativă și întreaga reflexie din spatele acesteia sunt puse în spectru defensiv și în același timp sub cerințele de respectare a legalității internaționale și a specificului acesteia la Marea Neagră, în speță Convenția de la Montreux. Sperăm să fie posibil ca la summitul la Varșovia să putem anunța, să poată fi anunțată o inițiativă suficient de articulată la Marea Neagră. Revenim la summitul de la Varșovia, unde e o miză politică până la urmă majoră. Ce înseamnă o deschiderea acestei inițiative către Ucraina, către Georgia? Mai exact, participarea navelor, unor nave ucrainene, unor nave georgiene la acest tip de exercițiu, sau ar însemna și mai mult o integrare la nivel conceptual, la nivel de colaborare perpetuă între aceste țări și NATO? Încă o dată, există precedente de participare la exerciții în diversele sfere, terestru, aerian, naval și cu parteneri. Uh-huh. Acest lucru s-a făcut până acum și în acești parametri este gândită o posibilă cooptare, o deschidere față de cei doi parteneri riverani menționați. Există, de asemenea, semnale care indică interes din partea lor de a se alătura la acest tip de platformă integrată, de platformă coagulată de exerciții. Sigur că va fi un semnal puternic, anunțarea unei asemenea inițiative la summitul de la Varșovia, un semnal care arată că reamintește că Marea Neagră este un spațiu aflat în area de responsabilitate a SACEUR, a Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, că e un spațiu în care steagul, pavilionul aliat flutură deopotrivă și un spațiu în care există libertate de navigație și de acces. Totul de altfel spre nemulțumirea Rusiei, care nu pierde niciun prilej de a-și anunța această opoziție față de atât de colaborarea între NATO și țări precum Ucraina și Georgia, pe care în mod evident dorește să le păstreze cumva în sfera sa de influență sau măcar să prevină intrarea într-o colaborare mai strânsă cu NATO. Aveți contacte cu Rusia? Ați avut contacte formale în ceea ce privește această inițiativă a constituirii unei flote aliate NATO în Marea Neagră? Dincolo de declarațiile publice. Nu, desigur, pentru că suntem într-un regim de restrictiv în privința contactelor politice și militare la nivelul alianței, în ce privește
Federația Rusă, dar aș dori să subliniez în primul rând faptul că aceste inițiative nu sunt îndreptate împotriva cuiva, nu vizează pe cineva în mod anume, fie că vorbim de Federația Rusă, fie că vorbim de altcineva. Este vorba de exersarea unui anumit tip necesar de pregătire într-un context de securitate pe care îl știm ca fiind dificil, în orice caz imprevizibil, și care este dat de la Newport încoace de anumite evoluții, fie că vorbim de anexarea ilegală a Crimeei, fie că vorbim de instabilitatea din estul Ucrainei, ori că ne raportăm la acumulările militare, la un anumit tip de exerciții cu anumită tematică și anvergură pe care le vedem desfășurate în zona Mării Negre, față de care, evident că nici noi, nici Alianța nu putem rămâne într-o postură de așteptare. Dar, încă o dată, toată această întreaga concepție și inițiativele pe care le preconizăm au caracter evident, manifest și exclusiv defensiv și nu sunt gândite a fi îndreptate împotriva cuiva. Deci nu cred că este atât de important să ne raportăm altfel decât cu o anumită surprindere la tipul acesta de declarații. E o retorică obișnuită a Rusiei, suntem obișnuiți cu ea. Da, credem că important este să asigurăm o creștere reală a capacității de apărare națională, pentru că, în primul rând, pe aceasta ne bazăm. Acest lucru este cerut de un articol mai puțin cunoscut sau mai puțin invocat al tratatului care stă la baza NATO, anume articolul 4. Deci încercăm să ne bazăm pe capabilitățile noastre, în același timp să fim cât mai interoperabili, cât mai pregătiți, cât mai apți să primim suportul de solidaritate aliată la care se lucrează în prezent. Și sub aspectul acesta, și ca o finalizare a angajamentelor pe care ni le-am asumat și care ne revin după summitul precedent, vom fi cu toate obligațiile în grafic în privința celor două structuri de comandă și control NATO de pe teritoriul nostru, cu capabilitatea operațională finală în privința unității mai mici de integrare a forțelor NATO și cu capabilitatea operațională inițială pentru Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est, în jurul căruia dorim să articulăm această prezență aliată avansată de care vorbeam înainte și la care lucrează autoritățile militare aliate și autoritățile militare naționale, în speță Ministerul Apărării. Tot am vorbit de Rusia. Ministrul britanic al apărării a declarat zilele trecute că Rusia și-a intensificat acțiunile în estul Ucrainei, încălcând tot mai vizibil acordul de la Minsk. Vă așteptați la o reluare a ostilităților? Aveți informații despre ce se întâmplă acolo? Eventual, vă așteptați și la o intensificare a ostilităților în sudul Ucrainei? Cum spuneam, primul lucru la care te gândești, la care ne gândim când examinăm contextul de actual de securitate, fie că este cel proximal, fie că este cel mai amplu, dar care ne afectează și este relevant și pentru noi, este imprevizibilitatea. Nu cred că există predicții pe care să te poți baza la modul absolut, trebuie luate în calcul diverse scenarii. Ce știm că se întâmplă în jurul situației din estul Ucrainei în ultima vreme este o prezență militară considerabilă de partea rusă a graniței,
Sunt exerciții, sunt intenții de înființare de noi unități pe ceea ce Rusia numește Direcția Strategică Vest, și aceste lucruri nu sunt cunoscute indirect, sunt declarații oficiale ale decidenților militari și politici din Rusia. Observăm, desigur, că eforturile diplomatice pentru a se ajunge la o situație de realizare a acordului de la Minsk continuă și, desigur, sperăm că această pistă va fi cea privilegiată și că vom putea asista la o reglementare precum așteptăm a acestei situații din vecinătatea noastră, care, desigur, nu ne este deloc indiferent. Vorbeați de impredictibilitate. În mai toate declarațiile oficialilor NATO, oficialilor aliați, se vorbește de războiul hibrid. Propaganda rusă este una din componentele acestui război hibrid. Cât de puternică e propaganda rusă în România acum? Și vă întreb asta ca atât în calitate de ministru al apărării, dar și de diplomat de carieră, care cunoaște în detaliu modul în care poate funcționa un astfel de aparat de propagandă. Puteți să mă întrebați și în calitate de cetățean preocupat ca noi toți de aceste informații. Gândirea convențională este că România este mai puțin afectată, permeabilă. mai puțin permeabilă, cum bine spuneți, la acest tip de acțiuni neconvenționale, ceea ce nu înseamnă că suntem în afara vectorului de acțiune. Încercăm, sigur, să creștem reziliența pe care o avem prin măsuri pe care le dezvoltăm în plan național, dar și într-o concepție mai integrată la nivelul NATO. În economia rezultatelor așteptate de la summitul de la Varșovia se numără și o strategie la nivel aliat de prevenire și contracarare a amenințărilor hibride. Interesant, trecem la subiectul summitul de la Varșovia, de la care România are așteptări mari. Unele dintre ele au fost anunțate indirect în declarația celor 9 șefi de stat de la București de anul trecut, 4 noiembrie, când scena internă era umbrită de alte evenimente, dar acesta a fost un eveniment semnificativ, pentru că în acea declarație se arăta că summitul de la Varșovia constituie momentul propice pentru a lua decizii privind noi angajamente aliate de asigurare și adaptare în legătură cu procedurile NATO, structurile. Ce înseamnă noi angajamente aliate de asigurare și adaptare din perspectiva României? Ce așteptăm? Ce vrea România de acolo mai exact? Mizele principale pentru România de la summitul de la Varșovia sunt, în primul rând, trecerea alianței de la o politică de asigurare, reasigurare, cea decisă și implementată de la summitul din Țara Gajilor din 2014 până la zi, da, la o politică de adaptare strategică pe termen lung a alianței, atât la amenințările și riscurile de la est, cât și la cele de la sud. Venind pe flancul estic, așteptările noastre sunt ca la Varșovia să se consacre politic postura robustă de apărare și descurajare a alianței, iar în cadrul acesteia așteptăm consacrarea acelei idei de prezență aliată avansată pe întreg flancul estic, atât în nordul său, cât și în sud-estul său, în zona noastră de la Marea Neagră, corelată cu un plan robust de exerciții, cu prepoziționare de echipamente suficiente și cu acea posibilitate de a primi eficient, în timp util, întăriri suficiente. Deci, până la Varșovia, aceste lucruri care par
conceptuale astăzi, vor trebui să primească o traducere concretă în realități din teren și, cum spuneam, România este printre generatorii cei mai activi de idei despre cum ar putea să apară în parametrii conveniți la nivelul Alianței o asemenea prezență aliată în zona noastră. Am avut prilejul să mă refer anticipat posibila dimensiune maritimă a acestei prezențe avansate în sfera terestră. Ceea ce avem în vedere este o brigadă multinațională, o prezență de nivel brigadă multinațională, așezată pe un pilier românesc, pe o contribuție românească, posibil și pe o postură de națiune cadru pe care ar exercita-o România, la care s-ar adăuga contribuții din partea unor aliați care deja sunt prezenți de manieră persistentă la exercițiile intensificate din ultima vreme, am în vedere în primul rând Statele Unite, dar avem contacte și cu alți aliați interesați. Și avem în vedere și și discutăm cu vecinii noștri bulgari, care de altfel intră în sfera de integrare a Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est, găzduit de București. Dacă înțeleg bine, această brigadă multinațională de care vorbiți e diferită de brigada blindată americană anunțată săptămâna aceasta. Ar fi o brigadă care să se sprijine pe forțele românești și care să aibă o componentă aliată în diverse proporții. Exact. Forțele românești care ar fi afiliate la Comandamentul Multinațional de Divizie. Conceptul este susținut și de fapt credibilizat într-o foarte bună măsură de bugetizarea unei prezențe de brigadă suplimentară, de brigadă mecanizată suplimentară a Statelor Unite, începând de la sfârșitul acestui an, care va asigura în diverse configurații participare cu efective și cu echipamente, și partea de echipamente iarăși este importantă, pentru că e vorba de echipamente la zi, de echipamente dintre cele mai moderne, aflate în dotarea armatei americane, participarea la acest concept de practic de exerciții perpetue în continue, în format multinațional. Astfel încât să nu se încalce cadrul diplomatic NATO-Rusia, care nu permite aliaților să staționeze trupe în zonă. Este una dintre rațiuni. Cealaltă rațiune este aceea că în condițiile în care s-a investit enorm în flexibilitatea forțelor, în mobilitatea lor, conceptul de apărare modernă care este promovat la nivelul NATO nu se axează pe prezențe permanente, fie de trupe, fie de echipamente. Nu este unul static, este unul dinamic. Și se bazează merge foarte mult în direcția identificării prealabile a forțelor care ar urma să intre în acțiune, fie în termen foarte scurt, fie în completare, într-un termen rezonabil, pe planuri foarte precise de compunere a acestor forțe și respectiv exersarea continuă, atât a comenzii și control în acest control în acest format integrat, cât și a manierei în care cât și a abilității de a îndeplini misiunile de tip articolul 5. Practic, acesta este unul dintre obiectele importante ale programului de exerciții avut în vedere. Deci nu este vorba de a indisponibiliza trupe și echipamente pe durate foarte, foarte mari, ci de a le avea la îndemână. Un exemplu de
Cât de bine a funcționat această abordare a fost răspunsul Alianței la solicitarea specială a Turciei de luarea unui pachet de măsuri asigurătorii în contextul tensionat apărut după doborârea avionului rusesc. Pachetul este robust și a fost disponibil într-un termen foarte scurt. Haideți să recapitulăm măsurile pe care le așteaptă România de la summitul de la Varșovia. Am vorbit de flota aliată la Marea Neagră. Nu vorbiți de flota. Eu nu am utilizat niciodată acest concept. Nu avem o denumire finală pentru ceea ce v-am prezentat, dar în esență este vorba de o cooperare întărită, aliată, la Marea Neagră. Cred că e pentru moment termenul cel mai bun. Încă o dată trebuie să-l agreem cu toți participanții și să-l vedem. Trebuie făcut fine-tuning-ul, da, ca la orice reuniune de acest nivel cu mare încărcătură politică. Deci ar fi această cooperare întărită la aliată la Marea Neagră, ar fi această brigadă multinațională în ce privește forțele terestre. Ați mai vorbit despre măsurile legate de contracararea războiului hibrid și a propagandei. Presupun că este tot o așteptare a României. Da, a României și a Alianței. Și Alianței. Face parte din pachetul de rezultate așteptat. Includeți aici apărarea cibernetică. În care România joacă un rol important, din câte știu, mai ales furnizarea de soluții pentru Ucraina. Exact. Dar avem și noi și alți aliați a ne întări capabilitățile de apărare cibernetică, de a investi în această direcție. Adăugați aici limpezirea așteptată a perspectivelor de prezență internațională pentru stabilizarea Afganistanului, ce se va întâmpla dincolo de sfârșitul acestui an, subiect de mare interes și pentru noi, inclusiv pentru a putea să ne planificăm corespunzător disponibilul de forțe. Pentru anul acesta am menținut o prezență în jurul a 650 de militari în misiunea Resolute Support. În urma unei decizii relativ din scurt, pentru că s-a constatat că, deși forțele de armate și de securitate afgane cresc, se consolidează, mediul de securitate de acolo rămâne unul dificil. Actorii non-statali aflați în competiție în Afganistan se înmulțesc și deci este posibil și este bine să știm exact, cât mai exact cu putință, ce tip de prezență va fi necesară în continuare în Afganistan. Este o investiție în stabilitatea Afganistanului și a regiunii absolut considerabilă și România este prezentă cu trupe de 13 ani acum în Afganistan și deci nu ne permitem să o risipim într-un mediu care este încă de considerabile provocări. Adăugați aici și faptul că se va discuta din nou despre angajamentul pentru apărare, de Defense Pledge, de acel obiectiv de atingere a 2% din PIB ca alocare pentru sfera apărării și dincolo de aceasta, în cadrul celor 2% se dorește dirijarea unui minim de 20% din resursele bugetare pentru achiziții, ceea ce anul acesta am reușit foarte bine în cadrul bugetului apărării, anume ne situăm la 28,8% pentru achiziții. Este mai mult decât recomandarea NATO, dar este justificat pentru că suntem abia în al doilea an consecutiv în care depășim o stare de subfinanțare din acest punct de vedere și deci avem foarte mult de recuperat. Tot la summitul NATO. De asemenea, viitorul parteneriatelor va fi în discuție. V-aș invita să urmărim
să urmărim un moment foarte probabil definitoriu pentru agenda summitului de la Varșovia, care se va consuma la București la sfârșitul acestei luni. Găzduim reuniunea directorilor politici pentru apărare din statele aliate și vom vedea deja degajându-se unele opțiuni mai clar apropo de agenda de la Varșovia, următoarea etapă importantă fiind ultima ministerială a apărării dinaintea summitului, cea din iunie de la Bruxelles și, sigur, reuniunea ministrilor de externe ai țărilor NATO în luna mai. În ce privește scutul de la Deveselu, mizează România pe declararea capabilității operaționale inițiale? Noi susținem și acest lucru, dar și integrarea acestei importante componente în sistemul integrat de apărare antiaeriană și antirachete balistice, care este agreat ca obiectiv al Alianței. Susținerea noastră are în vedere aportul important pe care prinderea componentei de Deveselu în sistemul NATO îl aduce pentru securitatea întregii alianțe și acoperirea notabilă pe care acesta o acordă, o permite nu numai României, dar și altor aliați din zona noastră. Ne dorim, desigur, fără a fi formaliști față de semnificația summitului de la Varșovia, dar este un moment istoric și este un moment de impuls politic aparte, ne dorim ca această să fie posibil finalizarea procesului politico-militar pentru lansarea acestui sistem integrat antirachete balistice la nivel aliat. Am văzut că ați avut o activitate. Scuzați-mă, noi suntem perfect în grafic sub aspectul obligațiilor. Și mai trebuie luată doar decizia politică până la urmă. La nivel aliat. La nivel aliat, da. Legat de această decizie politică, nu e un secret pentru nimeni că în interiorul Alianței au existat reticențe din partea unor state în ceea ce privește un angajament mai ferm al Alianței în estul Europei, tocmai pentru a menaja susceptibilitățile Rusiei. Am văzut că ați avut o mulțime de întâlniri bilaterale de când ați preluat mandatul. Știu că și președintele Iohannis a insistat în multe întâlniri cu omologi de ai săi din zonă exact pe aceste cerințe pe care România le-a pus formal într-un document, cel din 4 noiembrie. A reușit România împreună cu aliații săi din estul Europei, dar și cu aliații tradiționali, gen Statele Unite, Marea Britanie, care au fost tot timpul apropiați de poziția noastră, a reușit așadar să înfrângă cumva această rezistență politică a unor state din vechea Europa? Nu este neapărat vorba de o rezistență politică, este vorba de accente diferite, de abordări ce pot fi diferite între țările aliate în raport de configurarea amenințărilor. Amenințări există, riscuri există atât de la est cât și de la sud. Sigur că prioritățile pot fi nuanțate diferite, dar noi sperăm în reconfirmarea, și acesta mi se pare probabil cel mai important lucru, reconfirmarea coerenței și solidarității aliate la summitul de la Varșovia și în acest sens pledând desigur pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare la flancul estic, pe întreg flancul estic, nu pierdem din vedere și suntem gata să examinăm un rol care ar putea fi definit pentru alianță și în raport cu amenințările de la sud. Eu cred că România este un liant important prin poziția sa echilibrată față de întreg spectru de riscuri din mediul de securitate adiacentă alianței.
este un factor de catalizare a acestei abordări armonioase pe care o așteptăm și care este foarte importantă de la summitul de la Varșovia. Cu alte cuvinte, România e dispusă să-și asume o implicare și în flancul sudic, în asigurarea securității pe flancul sudic al Alianței, în beneficiul unor actori din flancul sudic, evident, astfel încât toată alianța să se miște sau să facă lucrurile pe care noi le așteptăm în flancul estic. Securitatea noastră este indivizibilă. Aceasta este concepția pe care o urmăm. Nu numai că suntem dispuși să susținem orice tip de rol care va fi identificat pentru alianță ca atare în contracararea amenințărilor de la Sud, nu este o poziție declarativă. Noi considerăm, de pildă, că investiția noastră, participarea noastră, care este a patra contribuție din rândul națiunilor aliate și nealiate prezente în Afganistan, noi considerăm că această contribuție este o contribuție pe flancul, în ceea ce numim zona, într-o accepțiune extinsă, zona de sud. Dacă îi se va cere României să participe eventual cu trupe și în lupta împotriva ISIS, este gata România? De către NATO, suntem, i s-a cerut și suntem parte la Coaliția Internațională Anti-Statul Islamic, care operează atât în Irak cât și în Siria. Și după cum știți, ni s-a cerut și am agreat o contribuție cu 50 de mentori, de formatori pentru forțele, pentru operații speciale din Irak. Sigur că nu este vorba de o misiune NATO, dar se discută în continuare și nu este exclus să se identifice un rol pentru alianță ca atare. Este un subiect destul de delicat, dar nu este exclus să se identifice un rol pentru alianță în contextul acestor eforturi internaționale împotriva amenințării prezentate de statul islamic. Deci am răspuns la un asemenea tip de apel. Desigur, nu mă pot pronunța cu anticipare apropo de răspunsul nostru în cazul altor solicitări care nu sunt deloc de exclus. Însă linia noastră de principiu este că suntem sensibili la faptul că există un spectru mai larg de amenințări și că depărtarea geografică nu ne ferește nu ne pune nici pe noi la adăpost de efectele, de consecințele acestor amenințări și că de aceea trebuie să fim dispuși să arătăm solidaritate aliată și dacă putem și dacă este posibil să fundamentăm acțional, concret, această poziție de principiu. Și cred că am demonstrat că putem să o facem. Suntem un factor de echilibru în maniera în care alianța se raportează la climatul de ansamblu de securitate de relevanță pentru ea și de aceea cred că suntem un contributor important la un rezultat de succes pentru summitul de la Varșovia. Trecem la o altă decizie politică sau o idee politică ce a început să-și facă loc în Europa, o forță de apărare comună a Uniunii Europene. E România pro sau contra? Avem NATO până la urmă. Da, sigur, tratatul de la Lisabona evocă dezvoltarea unei politici europene de securitate și apărare și nu exclude ideea de apărare europeană în perspectivă. Probabil vă referiți și aveți în vedere declarația oarecum recentă a președintelui Comisiei Europene, exact, a domnului Juncker, care s-a referit la interesul ca Uniunea Europeană să poată să dispună de o forță, de o armată proprie care să
o pună la adăpost față de amenințările generate în Est și care în ultimă instanță să dea credibilitate mai mare politicii externe europene. Ni se pare importante două lucruri de făcut la ora actuală în acest plan de preocupări în Uniunea Europeană. Primul este cristalizarea unei viziuni și unei înțelegeri comune asupra amenințărilor și riscurilor pe care le percepem noi ca Uniune Europeană, ca atare, în mediul contemporan. Și avem o șansă să ajungem la o asemenea viziune și înțelegere comună și definiție comună în documentul programatic care este în pregătire și care va fi cel mai probabil adoptat la Consiliul European din iunie, anume strategia globală a Uniunii Europene, la care desigur am contribuit din start cu idei și în care investim sprijin politic. Cea de-a doua chestiune care ar trebui urmărită cu prioritate acum este ideea de a utiliza cadrul european și cadrul NATO pentru a facilita dezvoltarea și utilizarea în comun a capabilităților militare. Cu toții suntem sub constrângeri bugetare, cu toții ne confruntăm cu nevoia de a achiziționa capabilități militare din ce în ce mai sofisticate, dar și din ce în ce mai scumpe. Și de aceea este important să utilizăm posibilitățile de a face economii de scară, deci de a dezvolta în comun și de a utiliza în comun asemenea capabilități. În cadrul Uniunii Europene participăm la Pooling and Sharing, la inițiativa Pooling and Sharing. La nivelul NATO există inițiativa Apărare Inteligentă, Smart Defense. România privilegiază și insistă pentru coerența între cele două procese, pentru complementaritatea lor, pentru evitarea dublajelor. Și deci credem că acestea sunt lucruri care sunt în derulare și care contribuie la substanțierea ideii de politică de apărare comună ca o perspectivă prevăzută în tratat. Deci nu vedem util și prioritar în această etapă să gândim structuri noi neapărat. Avem deja de testat grupurile de luptă, battle groups-urile Uniunii Europene. Sunt puse la dispoziție, după cum știți, două asemenea formațiuni pe semestru, sub diverse națiuni cadru. Noi facem parte din grupuri de luptă sub autoritatea Italiei și a Greciei, dar până acum niciunul dintre aceste grupuri de luptă nu a fost angajat în vreo acțiune, nu a existat mobilizare politică suficientă pentru a recurge la ele. Sunt tot felul de idei în privința posibilelor destinații, dar pe termen scurt și mediu ar fi de dorit să vedem întâi utilizate aceste formațiuni existente deja. Cu alte cuvinte, un cadru există, rămâne să-l folosim și apoi să avansăm spre alte idei dacă se dovedește necesar. Exact. Până atunci avem NATO. Și păstrând complementaritatea și rolurile atribuite NATO și Uniunii Europene din care facem parte, realizez acum de ceva timp, 12 ani de NATO. Prezență în NATO și în curând, la 1 ianuarie, un deceniu de apartenență la Uniunea Europeană. Nu mai suntem membri noi și nici aliați noi. Domnule ministru, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc.